piesa asta este cea mai bună dovadă că nu avem nevoie de foarte multe ca să fim fericiți, dar e nevoie de mai multe momente de fericire. Ca să descoperim cum putem să le trăim mai des, am invitat între prieteni o profesoară de fericire. Andreea Puiu este o învățătoare care de mai mulți ani predă ore de fericire în școală. Este doctorand în pedagogia fericirii și autoarea unui manual de fericire intitulat Jurnalul Fericirii la Școală, care pledează pentru școli fericite în care profesorii și elevii sunt creatori de fericire și conștienți de sursele fericirii. Andreea crede că fericirea e o știință și în același timp o aptitudine care se poate dezvolta și spune că ne putem antrena ca să fim fericiți. Cum așa? Aflăm în continuare chiar de la ea. Andreea, bine ai venit între prieteni! Vă trimit cele mai frumoase gânduri direct dintr-o școală și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Cu mult drag, Andreea Puiu, un nume fericit, spun eu. Puiu, fie că vorbim despre puiul mamii care luminează viața unei familii sau despre un pui de somn care ne poate da o stare de bine, pari predestinată să fii profesoară de fericire. Și te întreb, fericirea e ceva ce se învață? Eu consider că avem această creativitate, așa cum am simțit-o și în conexiunea pe care ai făcut-o tu cu numele meu, avem această creativitate pe care să o punem în direcția fericirii. Și dovada cea mai frumoasă sunt ideile copiilor care văd într-un mod foarte natural această oră de fericire. Li se pare incredibil de firesc când aud ora de fericire în școală să se alăture și să aibă tot felul de propuneri legate de fericire. Dar așa cum se întâmplă în povestea oricărei familii, a oricărui copil, a oricărei școli, uneori e important să ne readucem aminte ce este fericirea și cum să o găzduim în viața noastră. Așadar, eu cred din tot sufletul și cu toată mintea mea că fericirea se poate învăța și am pornit acest drum alături de profesori, de părinți, de elevi pentru a dezvolta cât mai multe trasee ale fericirii, pentru că în fericire noi nu avem o mărime universală, avem propria măsură și e foarte important să fim cercetători ai fericirii noastre. Și lucrurile bune se întâmplă așa, te iau prin surprindere oarecum. Nu știu, cum s-a întâmplat să te alături programului Hai cu starea de bine în școală, inițiat de expertul educațional Anca Târcă, dar se pare că timp de 4 ani acest program va introduce orele de fericire în școală. Povestește-ne puțin mai mult despre această inițiativă grozavă. Da, eu în 2016 am început la doctorat să am această temă pedagogia fericirii, prin care aduc această idee principală că fericirea este un mușchi care se poate dezvolta și am încercat să văd care este vocea științei legată de fericire, tocmai pentru a înlătura percepțiile care sunt asupra fericirii și care poate uneori nu sunt atât de folositoare. Și într-adevăr, anul acesta m-am alăturat aceste inițiative cu ora de fericire și am avut întâlniri cu foarte mulți profesori și merg atât la clasele primare cât și la clasele gimnaziale, dar și la grădiniță cu orele de fericire. Eu cred că trebuie să facem o echipă a fericirii, un circuit al școlilor fericite și este nevoie să fim cât mai mulți care să considerăm fericirea moneda supremă, așa cum se spune în literatura de specialitate. Pentru că, până la urmă, fericirea înseamnă să câștigăm împreună și trebuie să învățăm să câștigăm împreună, pentru că, da, este poate crea fenomene extraordinar de frumoase în viața noastră când punem în practică această idee, dar fericirea trebuie să reprezinte atât persoana cât și locul și nu se poate transforma într-o fabrică. Și nici nu putem să înlăturăm unicitatea noastră. Așadar, e nevoie de foarte multă delicatețe când vorbim de fericirea cuiva și trebuie să fim conștienți totuși că fiecare persoană are și nefericirile ei, adică nu putem efectiv să aducem numai fericire continuă, pentru că în umanul nostru avem foarte multe emoții și în fericire chiar se vorbește de emoțiile mixte, adică fericirea este în vecinătatea altor emoții și ele tot timpul vor fi prezente. Mi-a plăcut foarte mult ce spuneai despre cum simți tu lucrul cu copiii. Să fii profesor la clasele primare e ca și cum ai avea un abonament la fericire. Cum arată o oră de fericire? Povestește-ne puțin cum se desfășoară ea, ce se întâmplă acolo. Da, există într-adevăr foarte multă culoare atunci când vorbim de fericire la clasele mici și ei își fac tablouri cu propria lor fericire și conștientizează care sunt sursele fericirii lor, dar în același timp, așa cum spuneam, e important să vorbim despre toate emoțiile
cum se întâlnește fericirea lor, nu știu, cu o emoție mai puternică, cu tristețea, cu furia, cu regretul și așa mai departe. Și punem în oglindă cumva aceste emoții și sunt foarte multe exerciții de fericire pe care le facem cu copiii. Sunt expoziții de fericire, totodată sunt jocuri de rol. Avem o literatură a fericirii, este o selecție de cărți pe care o valorificăm în discuțiile noastre și mergem chiar spre filosofia fericirii pentru copii. Și nu se dau, nu se dau note, da? Nu este necesar să avem note, important este, cum spun eu, să facem și prezența fericirii în școli și copiii să se simtă plini de viață, pentru că noi ne gândim așa că pentru copii, copiilor, ne gândim că le-ar fi foarte ușor copiilor să facă anumite lucruri, dar au apărut cam poveste, au apărut o felul de situații pe care este necesar să le depășească alături de noi și trebuie să investim și mai mult în fericire în această perioadă. Cumva la orele mele învăț pe copii să fie investitori în fericire, pentru că până la urmă cu toții suntem investitori sociali și atunci când vorbim de zâmbet, nu vorbim numai despre zâmbetul de pe chipul nostru, oricum în fericire trebuie cumva zâmbetul să ajungă și în privirea noastră ca să fie o fericire autentică, dar vorbim chiar de zâmbetele din minte. Îi învățăm pe copii cum să își antreneze creierul, cum să se programeze cumva pentru fericire. Trebuie să-ți mărturisesc, Andreea, că te-am auzit la radio într-o dimineață pe la începutul acestui an și mi-a plăcut foarte mult ce spuneai și felul în care vorbeai, ideile tale și zâmbetul din vocea ta mi-au dat o stare bună atunci și m-am gândit că mi-ar plăcea să te mai aud vorbind despre adevăratul scop al vieții noastre, fericirea. Cu toții ne-o dorim și chiar dacă ea depinde numai de noi, nu e chiar așa ușor de găsit. De ce oare? De ce crezi că se întâmplă asta? Cred că cumva fiecare copil și fiecare familie se întâlnește cu istoria fericirii pe care a avut-o cumva în propria viață. Așadar, există o istorie a fericirii într-o familie, în mintea unui copil și atunci când începem să vorbim despre fericire cu cineva, e ca și cum am luat universul acelui copil sau acelei familii de la început, pentru că sunt foarte conectate lucrurile acestea. Și cred că un minus așa pe care îl putem transforma cât mai creativ ar fi faptul că nu prea se sărbătoresc reușitele. Adică atunci când cineva face un lucru, nu acordă timp și sărbătoririi acelui eveniment fericit sau chiar dacă a fost într-o anumită măsură realizat. Și observ că se aplică foarte mult acel mit al fericirii. Voi fi fericit atunci când voi lua o notă, voi fi fericit atunci când cineva mă va aprecia și așa mai departe. Voi fi fericit atunci când. Deci împingem foarte mult fericirea foarte departe de noi. Avem numai piedestaluri pentru fericire și este foarte important să coborâm fericirea de pe piedestal, să fie una pe care să o putem simți real în viața noastră și să avem timp pentru propria fericire, să ne punem în agenda zilnică timp pentru fericire și să putem să savurăm ceea ce ni se întâmplă, să putem să onorăm ceea ce simțim, să înțelegem, după cum spuneam, propria măsură a fericirii. Așadar, cred că ne stăm destul de departe de propria fericire pentru că nu îi permitem să fie parte din viața de zi cu zi a noastră. Adică tot timpul avem impresia că undeva, cândva, ea va apărea doar în anumite condiții. Însă fericirea aceasta apare zi de zi în viața noastră, mai că uneori o punem foarte departe de noi. Și sunt oameni care nu caută fericirea pentru că sunt deja fericiți, fără poate să realizeze în mod conștient asta. Ei găsesc fericirea în natură, în cărți, în muzică, într-o viață retrasă, poate liniștită, în muncă folositoare comunității, traiul în armonie cu cei din jur. Așa văd unii fericirea într-o mână de prieteni, da, în muzică frumoasă, pe care îți propun să o ascultăm chiar acum. Viziunea lui Dinu Lărașu despre fericire și prieteni, când avem nevoie de foarte multe. Și mai povestim după aceea. Andreea Puiu, da? Profesoară de fericire. Rămâi cu noi între prieteni. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni în a sfinți. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Chiar dacă lumea e un pic anormală,
chiar dacă anii sunt grei. Sau cine știe ce războinică iară nu mai suportă chei. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Atâta ispite strălucitoare, atâta planuri, atâta chin. Iar ai uitat că lumea-i făcută din foarte puțin. Ora de fericire la Radio România Actualități cu Andreea Puiu. Andreea, îți mulțumesc pentru că ne-ai dat prilejul unei pauze în timpul orei de fericire pentru a asculta această piesă frumoasă. Și mă gândeam ca să fiu un pic așa avocatul diavolului, să combat fericirea în dialog cu un apostol al ei. Și aș putea spune, de exemplu, că fericirea pare ceva ideal, ceva aproape de perfecțiune, dar are și niște neajunsuri. Unul ar fi că amorțește simțurile. În multe situații, oamenii fericiți sunt desprinși de realitate și cu atât mai greu le este poate să facă față unor împrejurări concrete și dure. Ce părere ai despre asta? În primul rând vreau să îți mulțumesc pentru melodia de pe fundal, pentru că fericirea e ca un telefon cu o veste bună pe care o primim. Da. Și atunci când primim un telefon, chiar și scurt, și aflăm ceva frumos, starea ni se schimbă foarte repede și noi ar trebui să ne aducem aminte de această capacitate a noastră de a ne schimba starea, de a interveni, cum spuneam, în direcția fericirii. Și cred că fericirea este și precum vulpea micului prins, că am un tablou în față chiar cu micul prins și vulpea. Trebuie cumva să o îmblânzim, să o cunoaștem și se spune că noi putem proteja numai ceea ce cunoaștem. Legat de dezavantajele fericirii, da, orice lucru din viața noastră are plusuri și minusuri și, într-adevăr, în fericire se vorbește de niște dezavantaje care pot să apară. Totodată, legat de ceea ce ai menționat, în studiile de specialitate se pot găsi dovezi cum că atunci când, de exemplu, înainte de teste, copiii sunt invitați să se gândească un minut la cea mai frumoasă zi din viața lor, lucrează mai rapid și cu mai puține erori. Așadar, fericirea ne face mult mai eficienți și în programele pentru joburi se vorbește de avantajul fericirii la locul de muncă. Eu chiar mi-am făcut lucrarea de licență pe fericirea la locul de muncă. Cel puțin pe argumentul adus de tine, fericirea ne ancorează mult mai mult. Nu prea putem să fim fericiți atunci când suntem deconectați. Și invitația mea este și cu alte ocazii să descoperim beneficiile reale ale fericirii, pentru că și modul în care a introdus puțin această invitație de a discuta de dezavantajele fericirii, cred că este o teamă de fericire, cum este teama de necunoscut. Pentru că noi nu prea cunoaștem ce ar putea, cât de departe n-ar putea duce fericirea noastră. Ne e cam teamă de această distanță. Da, există oameni care nu-și dau voie să fie fericiți. Poate pentru că au suferit prea mult, poate se tem să n-aibă parte de dezamăgiri, nu știu, dar... Probabil, dar se zice că trecutul este o hologramă cumva și că nu mai putem să intervenim. Este foarte important cum arăm și cum sădim prezentul ca să aibă un rod în viața noastră, pentru că până la urmă este unica resursă de timp pe care noi o avem. Și da, viitorul fericirii acum este discutat cumva și legat de partea aceasta de digital. Se vorbește de cyber effect în literatura de specialitate. Nu prea cunoaștem efectul online-ului asupra noastră, iar copiii au ajuns acum să stea de la 3 la 6 ore pe calculator și nu prea știm ce se întâmplă cu corpul și mintea lor în acest mediu. Imaginea școlii s-a schimbat foarte mult și atunci, cum spui și tu, trebuie să vedem ambii avocați și să putem să punem toate cărțile pe masă pentru a vedea cu adevărat care sunt alegerile cele mai sănătoase în privința fericirii, pentru că există forme de fericire bune și forme de fericire negative, care nu ne sunt favorabile. Spuneai că elevii cu o stare bună mentală, cu fericire în suflet, performează mai bine la teste. În felul acesta mi-ai demonstrat și, sau ai combătut și un alt efect al fericirii. Mă gândeam că asta n-ar fi prea bună pentru inspirația artistică. Se spune că cele mai multe povești, poezii sau cântece sunt despre tragedii sau despre dragoste neîmplinită, însă și fericirea poate să ne inspire.
Spune-ne cum facem, cum e cu cei care se arată fericiți, dar de fapt nu sunt. Sunt oameni care afișează o imagine falsă a unei vieți fericite, dar în realitate suferă. Da, este important să vedem ce credem noi despre fericirea cuiva și ce se întâmplă în realitate și de aceea facem multe jocuri de fericire. Lasă-mi eu ultimul cuvânt pentru a vorbi noi de propria fericire, pentru a nu lăsa pe altcineva să vorbească în numele nostru. Și da, așa cum spuneai, copiii care sunt autentic fericiți reușesc să se bucure să ia maximul din ceea ce le oferă școala, pentru că putem să schimbăm felul în care învățăm, momentul în care învățăm despre propria fericire și în, cel puțin în fericirea școlară trebuie să ne conectăm la plăcerea de a învăța, care trebuie să rămână de-a lungul vieții, să înțelegem că la orice vârstă avem șanse la fericire și orice vârstă este potrivită să facem lucruri frumoase pentru propria noastră fericire. Iar legat de ultima parte, de ultimul capitol cumva din ceea ce ai spus, într-adevăr, sunt persoane aparent deschise la fericire sau aparent fericite, care spun că da, ar face tot ceea ce este necesar pentru propria fericire, dar hai să ne gândim, lipsa aceasta de informație legată de fericire, despre situația fericirii în școlile noastre, despre nivelul de fericire la nivel de societate, lipsa studiilor consistente asupra fericirii, nu ne ajută să putem interveni în mod în mod real asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru și până la urmă trebuie să creăm cumva un mediu optimist de dezvoltare pentru copiii noștri. Și atunci e momentul în care ne mințim legat de propria fericire și poate uneori neintenționat, corpul nostru răspunde pentru că există o chimie a fericirii în corpul nostru și noi găzduim până la urmă fericirea în corp, este unica noastră casă și dacă nu se întâmplă, pur și simplu, corpul nostru nu înregistrează fericirea, adică este ceva fantomatic și nu se declanșează acei hormoni ai fericirii. Problema cu fericirea e că nu vine niciodată atunci când trebuie, spunea Marin Sorescu. E o problemă care se rezolvă. Cum, doamna profesoară? Cred că ar trebui să fim în două feluri pentru început legat de fericire. În primul rând să fim curajoși, curajul de a descoperi ce înseamnă cu adevărat fericirea noastră în funcție de startul pe care l-am avut în relații, la școală și așa mai departe, și de a fi curioși în privința fericirii. Pentru că se tot spune și în literatura de specialitate, de ce să studiem un lucru atât de efemer cum este fericirea? Sau de ce să studiem fericirea când poate va apărea o inactivitate sau o mulțumire prea mare de sine. Cred că n-ar trebui să ne speriem de lucrurile acestea, pentru că până la urmă viața ne oferă în meniul ei atât de multe lucruri și nu ne întâlnim doar cu fericirea, adică ar trebui să fim onești, că avem în fluxul vieții noastre tot felul de evenimente pe care trebuie să le depășim. Ar fi drăguț din partea noastră față de noi, măcar să nu ne creăm propriile obstacole și propriile blocaje. Și prin curaj și curiozitate față de fericirea noastră, dar și a celorlalți, eu cred că putem să facem o lume mai bună pentru noi și o lume în care să vedem ce putem cu adevărat. Pentru că dacă ne tot punem gărdulețe, și căluții noștri nărăvași nu mai au cum să se bucure de libertate. Iar fericirea este foarte legată de libertatea de a decide, de libertatea de a simți. Dar dacă se tot blochează emoții de tot felul, nu vorbim doar de cele nefavorabile, ci și propria fericire, dacă este cumva și chiar mă gândeam, tot timpul restricții. Chiar și de libertatea de a nu face nimic uneori, cum spunea ursulețul Winnie the Pooh, da? Să nu subestimăm valoarea de a nu face nimic, de a fi singur, de a nu-ți face griji deloc. Sau cum spunea un artist minunat care ne-a vizitat aici între prieteni recent, Damian Drăghici, spunea că fericirea e în ceea ce faci, nu în ceea ce ai. Noi îți mulțumim frumos pentru lecția de fericire de astăzi, pentru energia asta vibrantă și veselă pe care ne-ai adus-o. E o lecție gratuită de fericire pentru care, așa cum spuneam, îți mulțumim și te mai așteptăm să știi. Eu vă pentru mulțumesc că foarte e mult important. Și da, este foarte important și foarte sănătos. Ideea este că noi vorbim cu copiii la orele de fericire despre puterea pauzei, pentru că este nevoie de pauză lângă activitate, tocmai pentru a putea să respirăm lejer și să vedem ce ni se așterne în cale sau ce dorim să alegem pentru noi din această lume. Și eu abia aștept să vorbim și despre alte lucruri frumoase pe care le putem face împreună, pentru că sunt atâtea lecții ale fericirii pe care le descoperim împreună,
cumva la același nivel cu toții, respectând demnitatea fiecărei ființe. Te așteptăm, cum spuneam, în studio. Poate vii și cu niște copii fericiți, Andreea. Andreea Puiu, despre fericire, care se află chiar sub nasul nostru, acolo unde, de fapt, și zâmbetul. Un cadou care nu costă nimic, dar poate însemna totul. Pentru tine, Andreea, un cadou pe final. Don't worry, be happy. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc, o zi fericită! La fel, toate cele bune, ne mai auzim. Da, mâine revenim între prieteni după 9 și 5 minute, ca de obicei, cu muzică bună și povești frumoase. Sunt Dan Creța, să aveți parte de o zi, așa cum spuneam, Andreea, fericită!